De aproape două săptămâni, frigul a pus stăpânire pe Constanța și, pentru ca anul acesta să nu mai fie probleme din cauza zăpezii sau a gheții, reprezentanții Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța au început pregătirile de iarnă. Suntem pe ultima sută de metri cu pregătirea utilajelor și materialelor care sunt necesare pentru sezonul de iarnă, în special pentru activitatea de dezăpezire și prevenirea poleiului. Astfel, suntem cu aprovizionarea la 60% aprovizionare cu sare, în jur de 90% aprovizionare cu nisip, deci practic materialul antiderapant la ora actuală este asigurat în proporție de 70%. Autoritățile au în prezent pe stoc tot combustibilul necesar, însă așteaptă ca furnizorul să scoată pe piață și motorina de iarnă. De asemenea, mașinile care vor interveni pe străzi pentru a asigura o bună circulație a autoturismelor sunt gata de acțiune. Avem pregătite un număr de 78 de mașini și utilaje, mașini echipate cu lamă. Și cu dotările pe care am reușit să le facem în ultimul an, am ajuns să dispunem de 6 multifuncționale tip Unimog, echipate cu turbofreze de zăpadă, lame pentru dezăpezire și alte accesorii necesare în sezonul de iarnă, cât și 4 autofreze de zăpadă, asta în cazul în care vom avea o zăpadă abundentă. La ora actuală, pe străzile din Constanța se execută ultimele lucrări de etanșare a drumurilor prin repararea asfaltului. Acestea vor fi finalizate până pe data de 1 noiembrie.